Gazonul rulou este soluția ideală pentru grădinile mici și mijlocii, pentru parcuri, dar și pentru terenurile de sport. Gazon rulou sau turf, cum îi spun englezii, își începe aventura de la stadiul de sămânță. La fermele noastre cultivăm soiuri testate și adaptate la condițiile climei din România, din speciile de lolium perenne, Festuc arundinacea și Poa pratensis. Irigăm constant, cu un sistem de irigare mobil de suprafață pentru a obține germinarea totală a semințelor. Folosim fertilizant care conține și micro și macro elemente pentru creșterea și dezvoltarea gazonului la nivel de performanță. După ce gazonul a încolțit pentru prima dată, pentru a ne asigura că nu va fi afectat de pitium, o boală comună la gazonul proaspăt instalat, aplicăm un tratament preventiv. Gazonul rulou se decopertează în anumite condiții de umiditate și temperatură și doar după ce gazonul s-a maturizat. Pentru că este un proces stresant pentru gazon, noi decopertăm doar când condițiile sunt favorabile, astfel eliminăm cât mai mulți factori de stres înainte de a-l monta. Totul pentru ca rezultatul final să fie de top. În materialul viitor vom vedea cum se pregătește solul pentru a fi montat gazonul rulou și vom analiza importanța acestui proces.